Sfânta zi de Bobotează este sărbătorită de câțiva ani în comuna Stănești, cu acțiuni și spectacole menite să scoată locuitorii acestei localități din rutina zilnică. Și în acest an, spectacolul folcloric este posibil datorită inițiativei și sprijinului financiar al deputatului de Giurgiu, Nicolae Florian. Ilie Clement, organizatorul evenimentului, a invitat și de această dată artiști consacrați ai muzicii populare românești. A devenit o tradiție pentru ansamblul folclorii muntenii al societății comerciale Nova Force Giurgiu, ca la această sărbătoare pe care noi creștinii o sărbătorim pe 6 ianuarie, Bobotează, să poposim cu frumusețea cântecului, dansului și portului popular românesc în comuna Stănești, județul Giurgiu. Și anul acesta venim în această comună cu un spectacol unicat, pentru că avem invitați de seamă în acest spectacol, pe care îl organizăm la locul deja știut, la fântână, unde după slujba religioasă de sfințirea apelor și a cailor vom organiza spectacolul intitulat sugestiv Sfântă zi de sărbătoare, la care vor participa binecunoscuții lăutari de la Telorman împreună cu îndrăgitul interpret al cântecului popular din Telorman, Gelu Voicu. Și pentru că au vrut să extindă tradiția, Ilie Clement și deputatul de Giurgiu, Nicolae Florian, au organizat în paralel același tip de spectacol și în comuna Putineiu. În paralel, vom organiza și în comuna Putineiu, județul Giurgiu, un alt spectacol pe care l-am intitulat tot Sfântă zi de sărbătoare, la care vor participa atât membrii ansamblului folcloric Muntenia, și când spun aceasta mă refer la soliști instrumentiști, la dansatori, dar și la soliștii vocali Natalia Albu, Reta Baltag, Liliana Bonaruc, cărora li se vor alătura interpreți de seama ai cântecului popular românesc. Când spun acest lucru, mă gândesc la interpreta deja consacrată, ce face parte din generația de aur a cântecului popular, Daniela Cernea. Organizatorul spectacolului lansează așadar invitații atât pentru cei mari cât și pentru cei mici de a li se alătura în această sfântă zi de sărbătoare, cum de fapt au fost numite generic și spectacolele. Vă invit împreună cu domnul deputat Nicolae Florian, dragi cetățeni ai comunelor Stănești și respectiv Putineiu, să ne bucurăm împreună luni 6 ianuarie de sfânta zi de sărbătoare, de frumusețea cântecului, a dansului și a portului popular românesc. Și dacă tot este început de an, permiteți-mi, dragi iubitorii ai cântecului popular românesc, să vă adresez un gând curat de sănătate, bucurie, împlinire sufletească și viața să vă fie lungă atât cât a trăit nașa mea care m-a botezat, 103 ani. Lângă urarea mea vine și urările de bine ale domnului Nicolae Florian, deputat de Giurgiu, cel care slujește pentru menținerea la cote înalte a cântecului, a dansului, a portului popular din câmpia românească. La mulți ani! Așadar, cu începere de la ora 10:30 la fântâna din comuna Stănești și de la 11:30 în fața primăriei din localitatea Putineiu, sunt așteptați toți iubitorii de folclor și muzică populară.